Persoanele cu handicap grav și accentuat vor beneficia de servicii de transport interurban gratuit în condiții simplificate, indiferent de județul în care au fost tipărite biletele de călătorie. Astfel, transportatorii vor putea prezenta biletele spre decontare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul în care se află stația de început a călătoriei sau la oricare altă direcție generală situată pe ruta călătoriei. Documentul introduce și sancțiuni pentru operatorii de transport în cazul refuzului de preluarea persoanelor cu handicap. Persoanele cu handicap grav sau accentuat care nu optează pentru biletele gratuite, dar au mașini personale, pot cere acordarea de bonuri de carburant pe suport de hârtie, bonuri valorice pe suport electronic sau de contare pentru autoturismul aflat în proprietatea acestora, iar cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cardurilor sunt în valoare de până la 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav și până la 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat, a mai informat Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.